Guvernul a aprobat în ședința de miercuri alocarea a aproximativ 500.000 de lei pentru sprijinirea unor familii și a unor persoane singure la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice. Guvernul vine în sprijinul a 20 de familii afectate de incendii din județele Bacău, Botoșani, Suceava, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș, Prahova, Sălaj, Sibiu și Vrancea, precum și 8 familii afectate de calamități naturale și alunecări de teren din județele Buzău, Gorj, Vâlcea și Vrancea. Ajutoarele de urgență au fost acordate după efectuarea unor anchete sociale realizate de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv cea a municipiului București.